Bună dimineața, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Prof Online. Iată, ne suntem din nou la stupină. Din păcate, nu mai am echipajul de copii, pentru că e ajutat și e în vacanță câteva săptămâni, două săptămâni de zile. Domn profesor, hai să ne ducem noi în vacanță. La fel și Mihaela n-a mai venit la stupină în continuare, pentru că a plecat și ea în concediu, vă dată copii. Așadar, te salut, Mihaela. Și spuneam că suntem la stupină. Ei bine, telefoanele voastre sunt cele care, pentru care, iată, mă pus în situația de a încerca să răspund, chit că am destulă treabă în momentul de față, dar n-am fost niciodată mai relaxat și să spun să am mai puțin de lucru. Așa se întâmplă când ai două astfel de proiecte de așa învergură, e vorba de matematică și apicultură. Nu ai liniște, nu doar câteva ore de somn, doar atât poți să prinzi. În rest, te tot gândești cum să poți mișca lucrurile în față. Suntem la apicultură. Ei bine, am primit câteva telefoane recent și spuneam: domn profesor, ce mă fac? Uitați-vă, am următoarea problemă acum. Iată, ne suntem la sfârșitul lui august. Să știe foarte bine că anul apicol începe la 1 august. Este perioada lui august când facem pregătirea atentă pentru ce înseamnă creșterea albinei cu care vom trece peste iarnă. Deci de calitatea și de cantitatea de albine pe care o putem avea depinde anul apicol următor. Totul se desfășoară perioada asta. Zice, haideți să vă spun ceva. Eu am reușit să... Am făcut un tratament. N-am biostupul dumneavoastră, am un stup obișnuit. Și nu am deloc... Nu mi-au căzut deloc femeile de varoa. Păi cum ți-ai dat seama? Păi n-am văzut pe fundul stupului. Păi foarte greu să vezi pe fundul stupului. Ca să poți vedea în clipa în care nu ai biostupul, n-ai decât șansa de să pui o hârtie de desubt acolo, să vezi cum anume se întâmplă. De regulă, la momentul în care faci tratamentul acesta cu varachet, se întâmplă ca femeile de varoa să aglomereze la urdiniș, la rampa de zbor. De ce? Pentru că caută să iasă de acolo, să iasă la aer. Da? Deci vei vedea acolo la urdiniș îngrămădindu-se femeile de varoa. Asta ar fi un indiciu atunci când este un moment de atac puternic de varoa. Altfel, trebuie pus o coală de hârtie, făcut testul acela, vedem dacă de desubt au căzut. Pe hârtia, pe coala albă îi vedem. Destul de greu, într-adevăr destul de greu să poți face tratamentul. Dar mai e încă o problemă, dragilor. Aceea că la fiecare tratament, matca suferă enorm de mult. Am găsit recent scris undeva, sigur că nu se face public acest lucru pentru că industria asta a medicamentelor ar suferi foarte mult, dar matca se spune că este afectată 40% din potențialul pe care îl are ea la momentul respectiv. Da? Deci 40% din potențial este afectat, vorba de potențialul în pontă, în OA, da? în sensul ăsta. Ei, vă dați seama cam ce lovituri primește beata matca la fiecare tratament. Acolo ne se spune să facem de 7 în 7 zile sau în 7 și 10 zile în sfârșit. Practic, pentru a prinde următoarea generație de femei de varoa. Ăsta e motivul. Și de aceea, ultimul tratament se face nu atunci când nu mai ai deloc albină, adică nu mai ai deloc albină de ecluzionat, da? În sensul ăsta. Dacă nu mai ai deloc albină, degeaba mai faci tratament, nu? Că se întâmplă foarte des, m-am primit telefoane în care spuneți: domn profesor, s-a întâmplat așa, a rămas miere tot, n-am mai găsit albine. Păi da, nu mai găsești albine pentru că între timp femeile de varoa atacă puternic, albinele care sunt epuizate ies din stup,
nu vor să accepte acolo să rămână balast pentru cele, pentru sanitare, să le scoate albinuțele. Nu, albina se trăiește cum poate, iese, de aceea le vedem prin fața urdinișului. Deci acum dacă fi aici, cum eu am aici posibilitatea să văd, să am oglinda stufului, deci dacă am fi afectați, ar trebui să vedem aici pe asfalt. Să vedem albine. Te rog să filmezi așa. Să vedem albine care merge pe jos, de regulă puiet, și albine mai bătrâne, care încearcă să zboare și nu mai poate zbura. Deci ar trebui să vedem așa ceva. Nu avem, asta e o șansă, e o șansă imensă de a avea oglinda. De aceea apicultorii fac următorul lucru. Au acei 2 metri în fața stupului pe care îi curăță cu atenție ca să aibă tot timpul oglinda stupului, să aibă posibilitatea să filmeze, să știe exact ce se întâmplă. Însă, cu biostupul lucrurile stau complet diferit. Cu totul altfel stau lucrurile când e vorba de biostup. Și am să vă vorbesc, dragilor, în mod deosebit despre biostupul pastoral astăzi. Nu prea am vorbit, am vorbit foarte des despre biostupul staționar. Acela este mult mai greu, așa este. Mulți spuneau, ce mă fac cu lădoiul ăsta, că ne-am pus deasupra și... Sigur, ăsta se pretează numai la sistemul ăsta paletat, nu? Pus câte 2 pe paleți. Există așa o stupină, parcă prin Ardeal, prin Alba, cât respectivul și-a dorit să fie unul pe stânga și unul pe dreapta, câte 2 biostupi. Dar ceilalți, majoritatea, merg pe staționar. Sigur, trebuie să spunem lucrurile pe nume. La staționar trebuie să ai o zonă meliferă bună, să ai o succesiune de culturi, eventual intervii tu, că altfel ai goluri de cules și dacă ai goluri, matca nu mai este hrănită, nu mai e ouă. În condițiile astea, ia să văd eu bine dacă se înregistrează, că dacă n-am vorbit aiurea, sper că se înregistrează. Da, se înregistrează. Am pe cineva care filmează, nu prea are el multă experiență, dar important este că încercăm să facem filmulețul. Așa că spuneam, dacă n-am succesiune de culturi și nu mi-am organizat bine toată perioada de primăvară până toamna, în golurile acestea apare nu etapa în care marca numai ouă și asta se vede în următorul cules. Da? Deci următorul cules este lovit, nu ai suficient albină, poți să curgă nectarul din sălei cu cana din floare, n-are ce ne-l aduce. Vorbesc despre biostup pentru că biostupul pe acesta l-ați văzut când am venit cu copiii. Eu nu mai aproape de acum să filmez. Deci am venit, dragilor, când am fost atunci cu cei mici și le-am prezentat aici, am prezentat acomodarea la biostupul pastoral, acomodarea unei mărci. După ce noi ne-am bătut foarte tare cu o mătcuță care, mă rog, am ținut-o în bigodiu, am chinuit-o, fel de situații, după ce am făcut acest lucru, am hotărât să venim la biostup și să folosim diafragma cu 4 ochiuri și în felul ăsta am introdus-o în partea asta. Da? Vă amintiți, în partea dreaptă, în partea stângă era matca. De fapt, ce a fost asta? A fost un stup complet, da? Și am localizat matca într-un singur compartiment, punând diafragma pe mijloc, iar aici a fost orfanizat. El imediat s-a apucat, nu după 24 de ore, să-și crească boci, dar noi aici am venit cu matca aceea și n-am stat mult pe gânduri. Imediat am introdus-o folosind ochiul de acomodare, mai întâi ochiul acela de miros, după care am venit cu ochiul Hahnemann și după 2 zile când am lăsat să circule albina într-o parte în alta, ba mai mult, aici s-a întâmplat că matca a plecat singură, pentru că prin ochiul Hahnemann eu aveam o zăbrea de aceea tăiată pentru ca albina să circule mai ușor și chiar în zona aceea am deschis-o.
Sper să am pe aici un Hahnemann ca să vă arăt. Dar am să văd aici dacă am. Nu putem să luăm un fel de pe stup, pentru că este pus diafragma cu patru ochiuri. Ei bine, vă spuneam că cum stă ea pusă așa pe stup, am avut deschis ochiul ăsta de pe dreapta, nu? Pentru miros. După ce am deschis aici Hahnemann și o zăbradea și asta am tăiat-o aici, pentru că albinuța care tot trece... este ușor uzată datorită faptului că perișorii nu îi bărberită puțin câte puțin și atunci se produce o uzură albinii. Și ca să nu se întâmple acest lucru, am tăiat o zăbrea de aici. Și în felul ăsta matca am avut deschisă în zona aceea. Că atunci când nu vrei să se întâmple asta și vrei să circule albina pe partea cealaltă dintr-un motiv sau altul, ca să nu treacă matca, hai să spunem așa, atunci imediat îl deschizi pe partea cealaltă. Da? Ei bine, eu am avut în partea asta și pe aici a trecut matca. Așadar, dragilor, vreau să vă spun că matca n-a mai așteptat să o introducem noi, să iau tot cu ramă, să o duc acolo, ci a trecut singură. Ăsta a fost lucrul spectaculos care s-a întâmplat. Spuneam acum că în situația în care am ajuns de la pastoral, am aclimatizat, am împerecheat aici una, două mărci, nu? Că v-am spus foarte bine, am șansa să pot împerechea în spațiu de aici, de după grilă, pe perioada toată, pot să merg până la două, trei mărci de împerechere. Ei bine, avem și roița deasupra. Să ne închipuim că am venit de la pastoral. Am împerecheat matcă și sus și jos. Da? Am avut aici iarăși o șansă foarte bună de a împerechea mătcuța mătcuțe atât sus cât și jos, da? În același, atașat același biostup. Deci vedeți, dumneavoastră, șansa este imensă. Acum când ne aflăm în perioada asta, tare mult ne-am dorit să mai avem niște mărci. Dintr-un motiv sau altul. Anumite mărci au cedat, au îmbătrânit, iar mărcile acelea care le-am crescut, ne sunt de mare folos în perioada asta. Iaur curat, cum se spune. Pentru că în momentul în care ai o matcă și ai șansa să o introduci 100% prin biostup, o faci fără nicio emoție. Da? Altfel, dragilor, povestea cineva recent că o cumpăra 4 mărci, 2 le-a acceptat, 2 nu le-a acceptat. Aici este iarăși o problemă complicată. Vedeți, ca să accepte o matcă, trebuie să-l prinzi într-un moment optim. Roiul sau familia respectivă să o prinzi, cel mai bine ar fi să o prinzi în momentul în care ea sesizează lipsa mărcii și începe să plângă. Ei, atunci o acceptă destul de bine. Sigur, dacă este și încules, cu atât mai bine. Pentru că este suficient să ai un grup de albine care încă să nu fie luat hotărârea să accepte, și aceea s-o strângă. Nu că știți bine, matca nu este omorâtă, nu este înțepată de albine, ci pur și simplu îi se face chem și atunci o strânge foarte repede. Ei, crește temperatura, da? Și moare prin în felul ăsta omoară, în câteva secunde. De la introducere, dacă nu acceptă, în câteva secunde omorât-o. Când stă pe gânduri și așa, nu se face ghemul de la început foarte strâns, este mai lejer și atunci lucrurile merg foarte bine. Dar, repet, te-ai venit din pastoral și pe perioada verii, de când ai început, de înainte de plecat la Salcâm și ai crescut aici mărci, după părerea mea se pot împerechea
cam 3 mărci pe fiecare compartiment, pe toată spăță zonă. Acelea îți folosesc pentru formarea altor roiuri. Este excelent. Deci aici sus avem posibilitatea să avem două rame, dragilor. Da? Știți bine că aici îmi încap două rame și când ai full pe două rame un mini roi făcut, crescut aici, ouă, matca, ai puiet, două rame pline cu puiet și cu albină, ai făcut un roi rapid din ăla. Pentru că mai vii cu una, două rame cu puiet gata de eclozionare din altă parte și acela ți-a plecat urgent. Da? Deci, vedeți, șanse foarte, foarte mari. Nu trebuie să ai, mă rog, deoparte o altă rădiță în care să împerechezi matca, să te chină. Nu, le ai pe toate cu tine. Ai și asta de sus și ai și asta de jos. Da? Jos, știți bine că nu avem decât pentru o singură ramă. Pentru că, dragilor, aici avem tot timpul rama clăditoare pusă, da? Deci acum, te rog să arăți aici, în momentul de față, avem pusă diafragma cu patru ochiuri, da? Diafragma aceasta trebuie să o vezi așa. Vino și filmează în felul ăsta. Deci avem diafragma cu patru ochiuri, uite așa. Și ea este lăsată atât în, vă spuneam aici în dreapta, aici în dreapta este un pic, uite așa, asta vreau să văd, aici e teșetura asta. Da? Cum am tăiat eu și pe acolo matca s-a strecurat și s-a dus în compartimentul ăsta. E bine, acum dacă venim și punem diafragma despărțitoare, aici, filmează încă s-a dus o diafragma. Voi știți, dragilor, că pe timpul verii lipsește această diafragmă cu patru ochiuri. Da? Pentru că e singură familie. Și atunci nu avem, avem pe asta pusă. Da? Diafragma aceasta. Ca aici, în spațiul ăsta, să putem ține rama clăditoare. Iar din coace avem spațiu pentru o singură ramă unde putem împerechea o matcă. Da? O singură ramă aici. De repet, putem împerechea o matcă. Pe gâtul ăsta circulă albina din compartimentul de aici. Da? Și noi ne facem treaba, adică captăm varoa pe rama clăditoare, iar aici împerechem o matcă. Și nu uitați, deasupra iarăși o matcă împerecheată. Deci vă spuneam două mărci. Lucru spectaculos. Acum, în perioada asta, când spuneam, e o problemă foarte, foarte, foarte complicată cu tratamentul făcut de către voi, cei care nu aveți biostupul, măcar ăsta pastoral, e o problemă complicată, iar pentru cei care aveți, iată ce sfat vă dau. Ca să nu atacați matca din stânga și din dreapta, dragilor, este atât de simplu să căutăm rama cu matca de aici, o băgăm într-unul din compartimente, căutăm și matca din partea cealaltă și o băgăm în celălalt compartiment, pe fund, atenție, pe fund, punem o bucată de folie, arată, te rog, aici, deci, pe fund se pune o bucată de folie, așa, încât fumul care vine să nu atace să nu ajungă și la cele două rame. Astfel am scos de sub lovitura aceea dură pe care matca o primește când facem tratamentul, am scos-o și am dat-o deoparte. Nu știu cum să vă spun, ce ar merita să faceți
Eu, unul, ca să nu lovesc matca atât de dur, cum spuneam, 40% din coeficient să scadă, aș face următorul lucru. Aș găsi matca, aș prinde-o și aș pune un bigudiu pentru cele 20 de minute cât, mă rog, stă urdin și închis, să o pun deasupra foliei. Vedeți, chiar la stupul vostru. Voi aveți stupul ăsta, dragilor, cum l-am avut și eu. Arată să vină, aproape. Deci voi, ăsta e stupul din vagon. Apropo de asta, am, dragilor, lăzile acestea disponibile la vânzare. Vedeți că sunt lăzi noi, au fost în vagon. S-a adunat foarte mult material, foarte, foarte mult material. De la cele trei vagoane, lăzile de acolo. Deci, na, eu nu mai folosesc, observați, doar pe aici, pe acolo am, ca și pentru film, să zic așa, am câte o ladă. Cucaturi cu tot, la un preț foarte bun. Voi cei care sunteți interesați să aveți lăzi cât mai multe, pentru că deocamdată la pentru cei care accesați fonduri europene, biostupul 3 în 1 nu este cunoscut și când vine așa trebuie să vadă lada, că zici stup, o ladă într-o familie. Deci nu au ideea că pot fi 3 într-unul, deci nu e clar. Și atunci aveți nevoie de astfel de lăzi, așa că eu vă invit să vă adresați, să vedeți, acum starea lor de funcționare, că sunt perfecte, sunt de vagone și sunt noi nouțe, să vă pot oferi și lăzi de acestea. Sigur, eu am și lăzi de biostup, pentru că sunt dintr-o generație mai din urmă. Biostup a apărut din 2010-2011, așa că am și utilaj la vânzare destul de mult. Mă întorc și vă spun, în condițiile în care aveți biostupul acesta, aveți lada asta tradițională, stupul acesta pe care nu-l... Da, aici aveți albina, ce facem acum? Așa cum întreabă foarte mult. Spune, domnul profesor, dacă noi nu avem biostupul, cum ne descurcăm? Ce? Dați-ne o idee, că chiar așa mă gândeam. Mă solicită să le răspund și tot îmi pun mintea la treabă, pentru că, dragilor, nu-i mai mare bucurie în sufletul meu decât aceea de a simți că m-a ajutat Bunul Dumnezeu să vă dau răspunsuri. De aceea mă tot întrebuințez, probabil că tatăl meu de acolo din cer privește cu mult drag la mine, văzând câtă bucurie, cu câtă bucurie explic și dau ceea ce Dumnezeu mi-o pune în cap. Deci nu există mai mare bucurie pentru sufletul meu decât aceea de a spune ceea ce eu știu. Poate am apărut așa, Dumnezeu rânduit să apar, pentru că voi aveați mare nevoie de cunoștințele mele, de informațiile mele. Nici eu nu știu cum s-a întâmplat, dar important este că asta o fac cu mult drag. Așadar, aș scoate matca deasupra foliei, pentru că v-am spus, folosiți folia pentru etanșitate, dragilor. La lada asta pe 14 rame, lada de 14 rame, nu, trebuie să folosiți 4 picături de varachet, dacă folosiți. E bine, vă trebuie să aveți etanșitate perfectă, că altfel n-ați făcut nimic. Ori pentru chestia asta, puneți, scoateți matca, puneți-o într-un bigudiu, scoateți-o deoparte, sau aveți o lădiță, o puneți deoparte, nu știu cum să fac, ce să vă spun. Important este ca să nu o lăsați expusă acelor lovituri în urma tratamentului. Lovituri groaznică, pe care ea o suportă cu mult și se regăsește toată povestea în ceea ce urmează ponta ei, valoarea ei în final. Și știți bine, totul depinde de matcă. Ai matcă valoroasă, treaba merge bine. Nu ne chinuim. Așadar, am insist. Pentru biostup e o șansă imensă. Eu nu fac chestia asta acum ca să mă duc să scot matca, dar dacă aveți biostupul acasă,
Vedeți, aveți două compartimente, cele două, a spus folia pe dedesubt, le-a scos cele două măci cu ramilor lor, le-a spus în cele două compartimente, a făcut tratamentul și nu uitați că aveți și fundul antivaroa aici, da? La biostup. Fundul antivaroa presupunem ca 18% din tratament să facă natural, nu? Pentru că femeile se mai desprind acolo și cad și odată ce au căzut, se duc pe insită, se duc pe întăviță. Nu mai au șansă să lipească, să urce pe piciorul albinuței și să treacă din nou. Dragilor, anul ăsta am făcut, cred că, experimentul cel mai interesant, lucru cel mai grozav, spectaculos, aș spune. Anume, am tras matca din față, deci matca din compartimentul principal, am tras-o în buzunărel. Aici, pe ea am fixat-o, ia să văd că ăsta cred că este iarăși un biostup, da, un biostup care are acest lucru. Deci am tras-o din față, după tăi am făcut chestia asta și am pus-o în spate aici. Am ținut pe două sau trei rame, la care am mai pus două, trei rame bune de oate. Deci, practic, am făcut 5 rame și rama clăditoare care era aici. Ea, prin albina din față, toată din față, comunica cu albina din spate, dar nu mai era în contact direct. Și atunci, nemai fiind în contact direct, și-au zis, băi, fetelor, ce mai? Este acolo, da? Nu-i mirosul, nu-i ca atunci când treci pe lângă noi să simțim și ia mătură din cuibul de la o margine la alta în 24 de ore și atunci treci pe lângă toată albina, marchează întreg spațiu. Acum era totul marcat în spate. Și atunci se dă drumul la creștere de boci în față, venim și punem diafragma asta după câteva zile, facem, repartizăm bocile, să zicem, două, trei într-o parte, două, trei într-o parte, atenție, cele mai frumoase, pe celelalte le distrugem după câteva zile, când s-au început a încheia, să înțelege, da, bocile. Ei bine, mai corect rămâne varianta în care ne ducem și facem pe ouă proaspete, adică un ram o să vedem că cu ouă proaspete și de acolo să prindem boci, ca să fim siguri că le-au luat de la nivel de ou. De cele mai multe ori selecția o facem și după mărimea bocilor și este iarăși important lucru, că mărimea bocii ce înseamnă? Că a fost rănită de timpuri, a fost rănită cu cantitate bună și mai departe, toate lucrurile așa. Ne ducem cu un rezultat aproape, foarte aproape de schimb liniștit. Foarte aproape de schimb liniștit. Mai ales dacă cumva matca de bază este deja obosită și este pusă în situația familia de a trece spre schimb liniștit, când ai scos-o din contact, cu atât mai repede s-a dus spre mărți de valoare spre schimb liniștit. Așa că am făcut acest lucru la toată stupina. În felul ăsta în față s-au dat drumul la creștere de boci sau am făcut selecția, s-a întâmplat, au apărut mărcile și s-au împerecheat și în felul ăsta am avut dintr-o singură matcă, am obținut încă două. V-am arătat și în filmul acela, când și în roință am putut să pun, din unul am putut să fac încă trei mărci. Este spectaculos ca să ai mărci valoroase și mai de timpuriu. Am făcut acest lucru cu Mirel și cu Emil. Îi salut pe cei doi prieteni ai mei. Voi știți din filme de anul trecut. Ei veniseră în primăvară să cumpere o singură familie de albine, după care au hotărât să stea toată vara lângă mine. Acum, după ce au prins un an până inclusiv iernatul, tot așa, au fost prezenți la fiecare etapă, la treabă și au sesizat exact ce lucrări să fac. În primăvară, domn profesor, și totuși le spuneam eu, măi, știți cu ce începe
la frizerie treaba, cu măturatul părului. Deci nu ne putem apuca de apicultură așa peste noapte. Ori îi spune literatura de specialitate că un apicultor se face 7-8 ani. Deci nu așa, nu e o treabă simplă, nu e o joacă. Zice, îndrăznim să încercăm și noi. Cum propuneți? Era înainte de tei. Parcă văd și acum, anul ăsta, înainte de tei. Și-am zis, bă, băieți, cum pot eu să fac decât să vă răspătesc și să vă asigur de reușită prin ceea ce am ca noutate pus la punct anul ăsta. Adică, ideea asta cu tragerea măcii, deja început, deja aveam rezultat la câteva familii și atunci am zis, bă, pe culoarul ăsta o să merg. Și le-am organizat 10 stupi în care, de la bun început, de la plecare de aici la mine, le-am pus 12 rame în față, atenție, 12 rame cu puiet căpăcit. Păi da, nu poți să pornești la proiectul ăsta cu o mână de albină. Ce să împarți? Cu 12 rame de puiet și cu 3 matca cu încă alte 3 în spate. Deci m-am dus la 15 rame. Sigur că n-am găsit în stupină cu 15 rame de puiet, nu. Am colectat de peste tot. În fața aici, după ce am retras matca, am pus așa, am adăugat rame cu puiet căpăcit. Sigur, aici am făcut o chestie și am ținut să le spun și lor, băi băieți, în clipa în care eu am luat de colo câte o ramă cu puiet căpăcit, generația de varoa care era prinsă sub căpăcele acelea, adică era prinsă în puietul căpăcit, gata de ecluzionare, generația de femeile varoa v-am dat-o vouă. Deci eu am făcut un tratament, hai să spun în ghilimele, un tratament natural la stupii de la care am luat familie de albine, am luat puiet căpăcit, dar am concentrat-o spre voi. Deci eu vă atenționez că va trebui ca îndată, înainte de a ieși măcile, că puietul va ecluziona totul, va fi, sigur că stupa acela era super puternic, sigur s-o ridica și în cat albina, a fost... Da, 12 rame de puiet căpăcit este un lucru care se întâmplă rar să l-ai tu în stupină. Și am zis, băi, neapărat trebuie să faceți un tratament. Am stat de vorbă cu ei și mi-a spus, zice, domn profesor, am făcut un tratament, dar am avut foarte puțină cădere. După o perioadă de timp, după ce ecluziona tot, am avut foarte puțină cădere. Și atunci m-am spus care a fost explicația, ce s-a întâmplat, cum, că doar eu am concentrat, în ghilimele spus, tot ce am avut în generație de femei de varoa, așa, în stupina mea, am concentrat în cei 10 stupi. De la spusele lor, am încercat o explicație și anume, probabil, că în momentul în care, din față de aici, cele 12 rame, femeile s-au trezit în situația aceea de a nu avea imediat, multe femei de varoa nu aveau de lucru, nu aveau unde să intre, nu aveau puiet în a noua zi, cum de fapt se întâmplă într-un stup când ele urmează ciclul de înmulțire. Atunci fie că au plecat pe albinuțe și au plecat, s-au dus în alte stupine, știți bine cum se întâmplă. De regulă, la adăpător se întâmplă treaba asta. Ele se așează și beau albinuții și atunci femeia de varoa coboară de pe cea pe care o parazita și se duce pe o altă albinuță și felul ăsta ajunge la un alt stup. Ăsta ar fi mai puțin pe floare, că acolo pe floare nu-i timp. Ele, de regulă, când se duc la o floare și se întâmplă la floarea soare sau mai multe, acolo e drept. Dar o zburat și atunci femeia de varoa riscă. Fie că ele sesizând că mirosul de puiet care ajunge la noua zi larvar, puiet larvar se află în zona din spate, atunci au încercat să se ducă spre zona din spate. Și cum riscul e foarte mare, ca atunci când treci un o apă foarte mare, riscul mare de a cădea și de a se duce în sertarul de
Antivaroa. Deci, amândouă lucrurile cred că au avut un rol important, pentru că, așa cum observați eu, prin acest tratament natural, plus ce înseamnă captarea varoa pe perioada de interes pentru creșterea masculilor, reușesc de la un an la altul tot mai bine să țin sub control evoluția femeilor de varoa. Deci, tratamentul se duce din ce în ce mai bine, urmând ca în final să-l poți face, nu cum în luna lui august, cum spuneam mai devreme, când nu mai există interes pentru creșterea masculilor, sfârșitul lui iunie, începutul lui august, să-l iei cu luând câte o ramă și cum am luat-o eu din fiecare stup, să zic, aproape, atunci numai celor care eclozionează le face un tratament și ai făcut o treabă extraordinar de bună, în sensul acela în care am vorbit de tratamentul natural cât mai bine făcut, încât să nu mai avem situația aceea de a pierde masiv albina datorită varoa. Spune cineva din Ardeal, mi-a și trimis o cărticică prin care vorbește despre stupul soarelui, faptul că noi ne îndepărtăm ușor-ușor de ceea ce era mult mai clar și mai bine și mai mult îi plăcea albinei să lucreze în buturoiul acela în care și acum pe aproape de secvența aceea, de ideea aceea, de cât mai aproape de natural e gândit acest stup al soarelui sub formă de căciulă, așa cum e văzut acolo și așa cum buturoiul deasupra era tăiat să fie și aici făcut. Nu, ideea pe care o prezenta în respectiv un german, un neamț, este cel care ține foarte mult la acest stup. Ideea pe care o avea el este una aceea experimentală care merită făcută într-un număr de stup mai mic. Dar când noi vorbim despre sistem industrial, sigur că nu ne putem îndepărta de felul în care am gândit prin ramele acestea, nu s-a gândit un optim, cât de cât, cât și exploatarea să fie făcută ușor, să avem șanse să crește cât mai mult albină. Ei, eu mă situez în poziția celui care, nu, datorită atacului puternic, din partea pesticidilor, din partea multor chimicale care așa, habitatul a scăzut în calitate, din ce în ce mai multe probleme sunt în apicultură, așa se face că stupine întregi în state au dispărut, o dispariție albinei înseamnă o catastrofă pentru omenirii, știi bine, o catastrofă, nu vorbesc mai, Einstein spunea că doar 4 ani mai avem de trăit, e bine, eu mă situez în poziția celui care încerc acum să suplinesc, să spunem, pierderile care sunt continui datorită chimizării și a tuturor celorlalte să spunem, acțiuni ale omului care fac ca habitatul să fie cât mai, din ce în ce mai prost să spunem, partea meliferă afectată puternic, foarte puternic, ei, fac prin asta să viu cu biostupul care în mod sigur se va instala într-un timp nu știu cât de lung sau cât de scurt, dar ușor, ușor, cei care au intrat în posesia biostupului și în momentul de față sunt stupine întregi, nu? Își dau seama de eficiențe. Acum a mai venit anul ăsta cu un lucru spectaculos, acela de a determina înmulțirea aceasta foarte puternică. Lucru pe care tu îl asiguri la biostupul pastoral, că trebuie să spunem, pentru producție cel mai tare te duci pe biostupul pastoral. Am înțeles acum, nici nu vreau să mă gândesc la stupul acela tradițional cu 10 rame. Este, după părerea mea, o catastrofă să pleci în pastoral cu așa ceva, când acolo se încinge foarte tare, problema roitului este foarte complicată, este un pic mai micuț, este un pic mai ușor, dar ce te faci tu
când așa s-a încins și ai așa o problemă. Nu, roitul, să știi, toată lumea știe, e o problemă complicată, nu la exploatare, nu vrei să ai familii roitoare. E bine, biostupul, varianta pastoral pe care vă prezint aici, pe care, pentru care insist foarte tare, acesta îți dă satisfacții sub toate aspectele. Pentru că, dragilor, ai șansa de a-ți organiza înmulțirea fără nicio emoție, pentru că crești mătcuțe, se împerechează mătcuțele și poți să-ți dezvolți și ții în frâu cele 12 rame care sunt acolo, plus caturile, cele două caturi, nu? De jumătăți care sunt puse de e un spațiu suficient de 12 pentru producție. Iar captarea varoa, iar colectarea polenului, iar înmulțirea care o ai aici, o faci dirijată, toate acestea spun un singur lucru. Merită din plin biostupul. El a iernat, vii cu două, vedeți, vii cu două familii. În spate aici, fie că iernezi un nucleu pe două rame, da? Deci, fie că lucrezi, aici iernezi un nucleu, dragilor, pe două rame, cum nu se poate mai bine, da? Cum nu se poate mai bine în spațiul ăsta, lipit de astea două. Deci lipit de astea două din față. Sau dacă nu ai cele două, și eu sigur spun că le ai, pentru că tu ai făcut următorul lucru. Ai, la momentul acesta, o parte din măci pe care nu le mai poți folosi, nu le mai ai unde să le folosești. N-auzi, am spus, cât de frumos. N-ai unde să le mai folosești. Păi, ce apicultor nu-și dorește acest lucru, să aibă măci, încât să ierneze și la spate aici, pe două rame. Este spectaculos, nu? Este super. Ei bine, aici în față, sigur dăm în două, dar avem și posibilitatea să facem pentru 8, când e unul mai mare, și 4 în partea asta. Deci, dragilor, aici diafragma, Viorel a gândit și chestia asta, diafragma poate fi poziționată și aici, în dreptul, poți să arăți, în dreptul ordinișului mai mic. Da? Deci, în dreptul ordinișului mai mic, pe 4 rame, diafragma se pune aici și pe 8 rame în partea asta. Iernarea este nemaipomenită în condițiile în care ai tot stubul plin cu albină. Da? Ghemul s-a făcut peste tot plin cu albină. S-a terminat cu condensul, s-a terminat toată povestea. Totdeauna condens apare în situația în care avem o zonă liberă. Și la contactul ăsta rece-cald, acolo se face contextul. Știți bine, foarte bine. Deci insist. Iernare spectaculoasă în biostupul de tip pastoral. Îl folosești pe toată perioada anului. Da? Deci din prima pe 24 de pe toată perioada aceea de 12 luni de biostup te poți folosi. Ai perioada aceea când ai emulțirea și roința deasupra, acum s-a coborât. Toată activitatea este concentrată pentru a reuși să creștem cât mai multă albină în perioada lunii acestea și eventual și în septembrie. Și nu uitați un lucru. Nu cantitatea de miere cu ramă full de sus până jos este importantă. Nu, este chiar contraindicat să avem așa. Ce face Prof Online acum? Ei, dragilor, rame pe care le-am găsit full, nu le las așa. Deci eu, dacă am găsit ramă full cu miere, și am găsit-o și în zona asta ocupată, atunci partea asta, deci colțul ăsta l-am descăpăcit și am dat la centrifugă încât să rămână numai rama, numai partea căpăcită, dragilor, da? Dacă acum cu asta merg și o bag într-o familie, există posibilitatea, dacă matca este tânără, să se ocupe și să umple cu puiet în zona asta, da? Deci în zona asta îmi bagă puiet. Dacă însă e goală complet rama, chit că au mai ieșit o generație două, dacă e goală, nu va mai avea niciun interes pentru astfel de ramă. Pentru că
Pentru fiecare ramă, rezerva înseamnă coronița. Deci, când matca se apucă să ouă aici, sau albina îi pregătește celulele aici, numai dacă există în perioada asta, atenție, în perioada asta, există coronița deja formată. Cine a făcut experimentul, firast complet coronița și o bagi în familie, iată că o simți mirosul, o bagi în familie, o bagi degeaba, e feliat cuibul. Acum suntem în perioada în care strângem cuibul, dragilor. Da? Deci neapărat, dar neapărat trebuie să aveți în vedere acest lucru. Să nu aveți în familie rame full, găsim uneori căpăcite de sus până jos. Și eu vă spun că am făcut asta. Ne manifestând interes și ne înțelegând foarte bine fenomenul, am păstrat așa, băi, să aibă miere acolo, să aibă miere familia. Ei bine, în condițiile acelea s-a întâmplat de mi-am fieleat ghemul și doar albina dintre două rame era cea care răspundea de căldura de pentru zona ei. Da? Și la fel cealaltă din zona aceea. În felul ăsta n-a avut șanse albina să intre în celulă, în partea de jos, să intre în celulă și să facă și ghemul acela, nu? Și pe stânga și pe dreapta. De aceea, în familii în care apicultorul este atent cu organizarea cuibului, va sesiza că pe timpul iernii nu are albină sus, da? Ci albina este toată jos. De ce? Că i-a lăsat spațiu, a intrat albina frumos, am toate filmele acele care am folosit, de care am vorbit și anul trecut, cu organizarea ghemului, nu? Sub formă de elipsă, sub formă de sfera care ține cel mai bine căldura, nu? Și două rame sus cu coroniță subțirică, apoi mai groasă, v-am povestit, când aveți o singură familie. Când ne dați două, vă închipuiți formarea sferei pe stânga și pe dreapta, în niciun caz lângă diafragmă, ramă cu miere de sus până jos, în niciun caz. Deci dacă ai pus pe stânga și pe dreapta rama cu miere, sau numai pe stânga, să zicem, ai pus-o în ghețar, da? Ai despărțit cât se poate de dur. Dacă mai pici cu două și cu una în partea cealaltă, n-ai nicio șansă. Vei vedea că albina nu se va duce acolo să formeze. Deci, practic, este un gol acolo și ghețarul între cele două ghemuri. E o știință pur și simplu. Trebuie să fim foarte atenți la formarea ghemului. Cu un ghem corect făcut înseamnă șanse foarte bune pentru o enare bună. Dragilor, nu mai consumă, consum minim. Se întâmplă clar că albina neconsumând starea de sănătate e bună. Deci pericolul nosemoze și așa mai departe. Sunt atâtea lucruri de spus. Iată că eu v-am ținut un pic de vorbă și v-am spus niște lucruri care sunt de urgență maximă. Așadar, biostupul, varianta pastoral, o văd foarte, foarte bună, pentru că ieși și te duci în pastoral, da? Am apărut acum, am văzut pe 12 rame, fără a avea varianta pastorală a noastră. Ei bine, eu nu înțeleg pentru o sumă de nimic să pierzi creșterea măcii și în stânga cele două măci, adică să împerechezi simultan două măci și jos și sus și să captezi varoa. Când tu îți propui să faci acest lucru, cum? În varianta pe care o ai, aceea folosind rama clăritoare la marginea chemului, n-ajungi, dragule, la timp. Acolo ecluzionează, deci ai pierderi imense. Deci din ce înseamnă captarea varoa, înseamnă crescătorie de varoa. Așadar, îți propun, analizează, vezi tu cum faci și nu-ți rămâi decât... Iar tratamentul care trebuie să-l faci tu în tradițional cu varachet, iată că lovești mățile foarte dur, iată că în momentul de față, dacă am făcut chestia asta încaptată, am făcut toată povestea, nu mai am așa mari probleme cu varoa. Repet, s-ar putea vedea foarte ușor pe asfalt acum și am putea spune, da, avem atac sau nu avem atac. În concluzie, vreau să analizați voi
gândiți, cercetați și decideți. Cred că este timpul să formăm și o asociație, am tot vorbit de asociația Biostupu. Probabil că asta se va întâmpla într-un timp cât mai rapid, pentru că deja în momentul de față, probabil trebuia să ajungem la un anumit nivel, un anumit număr de crescători pe Biostup, deci de apicultori care sunt pe Biostup. Acum sunt condiții pentru ca acest lucru să se întâmple. Eu sper să ajung să, și ziua aceea în care Biostupul se va instala natural, pentru că avantajele sunt acestea pe care le-ați constatat și voi, cei care ați luat Biostupul. Majoritatea sunteți pe staționar, că ați plecat de la început pe, la 2-3 stupi acolo, dar acum vine vremea lui variante pastoral, pentru că este mai ușor și este foarte apropiat de ceea ce aveți voi. 12 pe 12 și plus 2 rame. Plus 2 rame. 12, nu? Varianta aceea clasică la care poți cât de cât să ții în mână, să spunem, roitul. Dar acum când ai și partea asta în spate cu două măci crescute, 2 ori 3, 6 măci la perechere pe vară, colectarea polenului, toate acestea mă îndreptățesc să spun, da, merită Biostupul. La revedere! La revedere! Așa se închide.